Mai multe detalii aflăm de la colega mea, Steliana Oroșanu, de la TVR Iași. Bun găsit, Steliana. Cum s-a ajuns în această situație? Bun găsit! Calvarul familiei a început pe 16 ianuarie anul trecut, când bărbatul în vârstă de 73 de ani a mers la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava cu dureri intense la un picior afectat de varice. Potrivit procedurilor de triaj, a făcut testul PCR, iar rezultatul a fost negativ. A fost internat în secția ATI non-COVID cu suspiciunea de sepsis cu punct de plecare digestiv, iar starea lui s-a ameliorat. După 9 zile la ATI a fost transferat pe secția de gastroenterologie pe 25 ianuarie, dar pe 4 februarie starea pacientului s-a degradat brusc, prezentând insuficiență respiratorie. A fost testat din nou pentru SARS-CoV-2, dar de data aceasta rezultatul a fost pozitiv. Pacientul a fost transferat în aceeași zi în secția de boli infecțioase, iar pe 6 februarie soția acestuia a fost anunțată că bărbatul a decedat. Aceasta s-a adresat instanței, susținând că neglijarea cadrelor medicale a dus la infectarea și decesul bărbatului și a cerut daune de jumătate de milion de euro. Pe 10 ianuarie, Tribunalul Suceava i-a dat câștig de cauză femeii, unitatea medicală fiind obligată să-i achite 5.000 de euro daune morale. Decizia nu este însă definitivă și poate fi atacată cu recurs de unitatea medicală.